O femeie a dezvăluit că a născut gemeni cu tați diferiți după ce a întreținut relații intime cu doi bărbați în aceeași zi. Tânăra de 19 ani, care a preferat să rămână anonimă, este din Brazilia și a explicat faptul că a făcut un test de paternitate pentru că a dorit să confirme cine este tatăl copiilor ei. Aceasta a hotărât să se testeze după ce atunci când era gravidă în 8 luni a început să aibă dubii că tatăl este cine credea ea că este de fapt. Femeia a colectat ADN de la persoana despre care credea că este tatăl și după două teste, rezultatele au venit pozitive pentru unul dintre gemeni. Apoi aceasta și-a amintit că s-a mai culcat în aceea zi și cu un alt bărbat. Când l-a testat și pe acesta, s-a demonstrat că este tatăl celui de-al doilea geamăn. Fenomenul se numește științific superfecundare heteroparentală. Se întâmplă atunci când o femeie eliberează mai multe ovule, are relații cu doi bărbați la interval relativ scurt, iar fiecare ovul e fertilizat de către un spermatozoid diferit. Vorbind cu Globo, medicul tinerei, acesta a explicat, bebelușii împărtășesc materialul genetic al mamei, dar au crescut în placente diferite. Acesta a precizat că este vorba despre o situație extrem de rară, de una la un milion, relatează perfecte.ro.